Bună de dimineață, dragilor! Uite că astăzi așa o zi frumoasă, chiar superbă, pot să zic. Și ce m-am tot gândit să pornesc așa un pic în aventură. Și bineînțeles, am ales astăzi gura umorului. Și am venit așa la un mic control să vedem cum stăm și ce am găsit astăzi. Au fost câteva zile de ploi, a cam plouat peste tot, sunt anunțate din nou ploi, ceea ce e bine, că a fost secetă mare. Și am zis că să văd ce găsesc astăzi, așa că am luat o aventură pe cărări de munte astăzi, frumos, zona unde sunt, ca de fiecare dată, muntele ne surprinde frumos și Bucovina e foarte frumoasă. Se merită de venit aici și am zis că hai să vedem ce am găsit. Așa, pentru început, pe cărarea asta, pe sectorul ăsta unde sunt acum, se fac roșcovei și văd că acum încep să iasă. Timpul a tot fost întârziat, nu au avut condițiile, dar acum a început să fie umezeală mai peste tot, numai că ar trebui și căldură de acum să fie. Temperaturile sunt un pic mai scăzute față de la noi la Botoșani, dar e ok. Și uite că am zis că nu mă duc astăzi cu mâna goală acasă. Facem mulcheri la pădure, cel puțin plimbarea care o faci și se merită. Frumoasă zona. Uite, roșcovei, am început să culeg de aici. Și tot sunt așa pe linia asta, tot sunt. Trebuie să culeg așa. Și căutați. Cu atenție, nu cu grabă, că am venit să ne plimbăm. Să tragem aer în piept. Să ne încărcăm plămânii cu uite aici pe linia asta cum încep să iasă. 1, 2, 3, uite aici chiar mai mulți o să fie ce tot puiet aici, o să fie frumos. Să fie numai râșcove aici, în zona asta. Când se fac, chiar e frumos. Poate am găsit și gălbiu, oricine știe. Oricum, se vede că a mai fost cineva înainte mea aici. Ceea ce e bine și mă bucur, să mă calculez ceva, a avut ce culege, ieri, alaltieri, poate chiar și astăzi, mai de dimineață, am venit și eu un pic mai, nu chiar dimineață tare, că e un pic de drum de la Dorohoi până aici, dar e ok. Hai să vedem ce găsesc și vă arăt și vouă. Să mă dau așa la cules, să fiu atent, pentru că ei de-abia încep să iasă, dar sunt. Prea frumoasă zona aici. Nu? Cel puțin măcar râșcove astăzi aici în locul ăsta, să știți că voi culege destui. Sunt bune ăștia, trași la tigaie, sunt delicatese. Hai să mă dau la cules și vă arăt și vouă ce am găsit aici. Admirați un pic peisajul, că prea frumos. Astăzi e de toamnă frumoasă. Doamna și-a intrat bine, bine în drepturi. Da, unii lăsați în comentarii că filmez cărarea și aia și prea puțin conținut. Este conținut, dar eu vreau să vă arăt și peisajul, că e prea frumos. Pentru ăsta, ăsta e motivul pentru care vin aici. Și pentru plăcerea de a mă afla aici. Și asta vă arăt și vouă, că e frumoasă pădure în Bucovina. Încă mai e pădure. Da. Hai să mă dau la cules și continuăm. Da, dumneavoastră, haideți cu mine în aventură astăzi.
foarte mult puiet așa de ribi, o să iasă în zona asta, pentru că umezeală, mușchiurile trebuie să reține apa și am găsit mult, mult mai mici, dar nu am cules, am lăsat să crească, ăsta e ceva mai răsărit și am zis să-l culeg. Încep să ias. Încep să ias acum. Că e mai întârziat timpul aici. Timpul pentru ei, că așa s-a decalat. Dar acum încep să iasă. Dacă vor avea și căldura mai mare, să fie și mai bine. Roșco sunt mulți. Cine a cules înaintea mea, a cules și gălbiori. Da. Nu poți să fii tot timpul în același loc, că nu ai cum. Mă bucur că a cules cineva, știe locul, știe unde să vină, culege la sigur. Roșcovii, foarte mult puiet acum, începe să iasă, acum începe să crească, sănătoși și buni, o să fie de cules. Super! Super, super! Aici, în cam într-o săptămână, o să fie numai bine. Și o să fie de cules. Cred că până atunci o să apară și opinticii. V-am spus, mai rece un pic seara aici. Chiar și ziua și dimineața e mult mai rece față de la noi. Și de asta. Dar umezeala încă au. Iarba să mă ține dimineața pică roa. Și erau multe aici. E umezeal, mușchiulețul ăsta ține apa. Da, am cules o doi roșcovi, așa să am de o poftă la tigaie, pentru că acum mâncăm cât sunt proaspeți și îi găsim, noi mai congelăm. Ce congelăm, mâncăm la iarnă cu familia și cei dragi. Da. Haideți stați până la final de clip și o să vă arăt ce găsesc, cu siguranță voi găsi. Oricum, o să mai schimb locul și o să merg și în alte zone și acolo o să dau și de hrib. Trebuie să fie. Foarte multe ciuperci din astea nebunici frumoase sunt crescute. Da, eu măcar mă bucur și pentru roșcovi ăștia, că chiar mi-era poftă de roșcovi, că nu prea s-au făcut anul ăsta. Și uite că cum încep să apară. Da. Hai să mai căutăm să vedem ce-am găsit. Unul mai la deal de el stătea așa bine, bine, bine camuflat. La mușchiuleță să posibil să mai fie, trebuie să caut atent. Ce frumos stătea el. V-am spus că pădurea mereu ne rezervă surprize plăcute. Și uite așa încolo la deal, cu siguranță voi mai găsi. Da, mă trebuie să fiu atent. O te văd de la școli. Să iau bine zona asta la puricat și vă arăt și vă să văd ce mai găsesc. Uite și vreo doi gălbioi. Asta s-a cules aici zilele astea. Ăștia au fost scăpați așa din privire, dar cam așa sunt fac aici. Și au tot fost. Că am văzut că s-a cules. Dar încă se fac aici gălbioare. Și vom găsi și gălbiori în zilele următoare, se va mai încălzi. E dat undeva pe la începutul săptămânii viitoare, din nou cu ploi, dar după care iar ar va veni un pic de căldură și o să se mai facă. Să fiu atent aici un pic, o să mai culeg
gălbiul, dar nu s-a cules peste tot. Am mai cules un pic de barba țapului. Nu multă. La câteva exemplare mai tinere. Și o să pregătesc și din aia. Uite așa. Câteva exemplare de barba țapului. Dacă o găsiți, culegeți exemplarele tinere. Sunt ca și condiment, așa de aromate sunt. Asiatici le folosesc foarte des. Se folosesc și la noi în țară. Sunt bune, trase la tigaie și chiar pe grătară. Chiar un deliciu. Le recomand. Da, hai să fiu atent. Păi să văd ce mai găsesc și vă arăt și vouă. Voi nu uitați între timp cât vizionați să lăsați un like, comentariu, distribuiți să vadă și prietenii voștri, păsați clopoțelul să fiți notificați că nu mai vin cu postări. Da, haideți! Haideți cu mine în aventura astăzi. A schimbat locul că acolo era cules și mult puiet, o să înceapă să iasă acolo, v-am spus. Hribii, mult puiet de hribi era și de roșcovi, roșcovei. Barba țapului. O să iasă, cred că și gălbiul are acolo, că Dumnezeu a dat dimineața. Acum trebuiește că lumea a venit în alt loc. Să vedem ce este aici, deocamdată nu mi se arată ceva așa ca ar fi, dar insistăm. Vorbeam cu un localnic mai devreme, mereu mă întâlnesc cu ei aici și mai socializăm. Spunea că nu prea a plouat aici, deși pare umezel, dar nu, zice că n-a plouat și nu sunt. Dreptate are omul, că nu vorbește de iurea, nu avea interes să vorbească de iurea, dar se și vede situația de la fața locului. Oricum, e mai umezel față de iulie sau august, cer se vede, dar nu e ceea ce trebuie. Acum s-a încălzit frumos. V-am spus că s-a încălzit, am dat hanoracul de pe mine jos. Și așa pe urcare e un pic mai plăcut, că îți iei aerul, soliciți lonjeroanele la urcare, dar e bine, e frumos. Nu pot sta departe de pădure și dacă nu vin la câteva zile simt că nu mai dă randament organismul și trebuie neapărat să vin înapoi, să-mi iau energia necesară și mai ducem o bucată. Da, ce să zic, căutăm, dar nu prea văd. Am văzut încoace când am venit, pe la Păltinoasă, pe la era o mașină la cules, nu știu ce au cules, am să văd că mă întorc și dacă cred că e ok, poate voi intra și eu un pic în pădurile de acolo, când am fost chiar de mult prin zona aia. Și voi intra să văd ce este. Cine știe ce se ascunde. Da, asta e. Aici erau oribi. O pintice, anul trecut am cules frumos o pintice aici și mulți oribi. Uite că anul ăsta nu. Poate că, știu, după prima săptămână, a doua săptămână, e după octombrie, mai e un pic de șanse să se mai facă ceva, dacă nu, asta e. Sunt zone unde s-au făcut aici pe Bucovina, însă nu aici. Dar nu venim numai pentru aia, să vă venim și pentru aerul ăsta curat de pădure și pentru frumusețea locului, bineînțeles. Da.
Acolo, după câmpul lung, stăteau cu ei la vânzare și zilele trecute. Nu sunt chiar din zona aia, că merg în alte zone și vin în alte zone la vândut. Da. Știu ei ce fac și nu și zic locurile, că până la urmă asta e sursa lor de venit și e ceva normal. Plus dacă se află ceva buluc toți acolo, lasă mizerie, un altă v-am mai spus. E urât tare când vine în urma lor, te sperii ce găsești, dar ce să-i faci, latura umană nu o poți schimba. Nici educa. Dacă nu a avut educația necesară de acasă, nu o poți educa tu acum, e prea târziu, prematur pentru așa ceva. A zis Albine, neața era mai rece, a fost undeva la 9 grade, însă acum cred că sunt vreo 20, dacă nu chiar a aruncat și mai bine. E destul de cald. Da. Hai să vedem ce am găsit în locul ăsta, dacă nu ne mai mutăm în alt loc. Și asta e. Asta o zi bună. Încă e bună. Uite, se vede cât e de uscat, nu? Nu, oricum să se facă la așa uscăciune. Nu, acum trebuie apă, trebuie condiții. Ziua cald, fix și seara, dar asta e vremea când a fost căldurile alea mari. Nu s-a făcut că a fost seceta mare. Dar uite că acum, dacă mai am un pic de apă, căldura nu îi ajută. Că nu e una, nu e altă. Când e una, nu e cealaltă. Și tot așa. În alte zone s-au făcut că e altfel cald, da? Dacă încerci aici, te urci cât tot mai sus, la cote mai înalte, cu atât te uscat mai tare. Măcar aici la poale e umezeală și mai e șansă să mai găsești câte ceva. Dar acolo prea uscat, nu găsești nimic. Da, încercăm. Încercăm să vedem ce am găsit. Trebuie să dăm de ceva. Hai cu mare. Da. Hai să mai căutăm zone și să vedem ce am găsit și vă arătăm și vouă. Aici e frumos astăzi și soarele se combate în pădure, deci e frumos tare. Acum vine frigul și dă înghețul. Și pădurea va fi altfel, altfel farme va avea, dar acum venim pentru ciupercărit. Hai să vedem și ce spun și alte locuri. Tot din ce cubul spre poale e mai umed, se vede că e umed aici, dar mai sunt în fața mea niște oameni și le cules, nu știu dacă au cules ceva și la ce au cules, voi ajunge lângă ei și vom vorbi un pic, mai ne spunem unul altora ce e și cum mai e pe aici. Da, vorbesc și mai încet, pentru că mai lung în pădure și nu pot vorbi tare, că se uite de la distanță, nu toți fac același lucru ca și mine, nu fac vloguri, nu pun pe YouTube, sau nu filmează și când te văd, mă, ăla e nebun, încă la noi nu s-a ajuns educația aia pentru așa ceva și apoi stimulați, nici nu vor să apară în filmare, pe cameră, știți cum e, da. Hai să continuăm.
Aventura mea se încheie aici, pe locul ăsta. Mă duc spre mașină. Nu, secet, așa a spus cuvântul. Asta e. Nu-mi pare rău. Am profitat de aerul ăsta frumos de pădure astăzi. Și a fost super, super, super ok. M-am întâlnit cu o echipă de cetățeni veniți tocmai din Chișinău. A zis că ei vin de vreo 4 ani aici. Mi-am acules că la ei nu se fac eu. Și numai după hribe alergau, aveau așa câțiva mai trecuți, unii din ei trecuți. Dar toți patru câte erau acolo, oameni mai în vârstă, aveau de o mâncare bună. Și să mai opresc cu pungă pentru ea. Zis că ei vin, nu au o distanță vreo 300 de kilometri. Nu e problemă, vin cu mare drag aici, care și place și aici se fac. Cunoșteau locul și era numai surprins. Știau, dar prin toate locurile pe mine. Când mi-a explicat, mi-am dat seama că știu bine. Și uite că zicea că au fost și ieri, de-au cules și au găsit-o așa. Cred că sunt cazați undeva pe aici, prin zonă. Și cred că și pregătesc și eu încolo. Gata, conservați. Da, să vin și stau mai multe zile pe aici, o să au găsit și ei. Zilele astea au tot dat pe aici și au tot găsit. Super. Mă bucur. Zic că ei nu sunt cu hripi. Nu sunt pădure așa ca aici. Da. Zis eu că Bucovina e frumoasă și are multe de oferit. Și toți vin cu drag în Bucovina și care au venit prima dată, după aia revin, de-abia așteaptă să revin. Da, uite că am ajuns și la mașinuță, ne hidratăm, mai să mă pic, tragem mai aer, că mă duc înapoi la oraș unde poluarea e mare și tot așa, frumos, nu? Ok, asta a fost aventura de astăzi, mulțumesc dacă ai stat până la capăt și ai profitat și tu de peisajul care l-am avut eu în fața ochilor. Da, nu uita să lași un like și să distribui și să te abonezi dacă îți place. Zi bună!